Ciao. Tutto il coglione. E mulți mai puțin pentru că este al treilea copil. Este o bucurie, o fericire. Să sperăm că vom avea parte de multă sănătate, ca să putem să creștem sănătoși, să fie cu minți. Alex, primul băiat, este un exemplu pentru ei. Este olimpic la școală și sperăm ca și ceilalți doi să îl urmeze. El este Tudor Valerius, este băiețelul meu care în 11 martie va face 4 luni. Este al treilea membru al familiei. Și sunt foarte fericită că ne-a împlinit așa familia și suntem o familie completă. Foarte, am mari emoții. Fetița care are 4 ani, care are mari emoții și băiețelul care are 14 ani, nu știu unde este acum, dar sunt foarte fericită. Am 3 copii minunați și un soț deosebit care este alături de mine și mă susține în tot ceea ce fac. Ia să te vadă, Maria. Iar un moment. Și Cristi, cum stai? Da, pomul vieții cele mici spre adâncul, ca să putem rămâne îngerii, arhanghelii, scaunele, domnilii, începătorii, stăpânirile, puterii, zovimice, ca să aprea slăvit numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, născut mai înainte de toți vecii, să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Tu și capetele balaurilor care se cuibaseră acolo le-ai zdrobit. Tu însuți, dar iubitorul de oameni, împărat, robul lui Dumnezeu, Tudor Valerius, în numele Tatălui, amin, amin. Și a Fiului, amin, și a Sfântului Duh, amin. Miluiește, Doamne, miluiește! Pentru că precum Hristos a miat din moși prin slava Tatălui, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, pentru mulți ani. A fost foarte emoționant și mă bucur foarte mult pentru Simona, pentru soțul ei, pentru familia lor, pentru că realmente este o familie frumoasă și mi-a făcut mare plăcere să vin, deși n-am reușit să ajung la niciun botez a celorlalți copii, la Alexandru eram încă gimnastă și nu am putut veni, la Ștefania am fost plecată din țară și uite că am reușit să ajung astăzi la Tudor și m-am bucurat tare mult. Sunt împreună eu și cu alte câteva colege și cu antrenorii noștri și cred că este frumos să petrecem împreună și evenimente frumoase care fac parte din viața noastră, a colegilor noastre. Este al treilea copil, Simona ne-a surprins pe toți, s-a dovedit pentru ceilalți doi o mămică extraordinară și cred că și pentru acest copil nou venit își va face datoria cu prisosință. Ea știu să îmbine și activitatea didactică la universitate, să-și crească și copiii foarte bine. Deci este foarte ocupată și acum va fi cu atât mai mult foarte ocupată.